Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că se confruntă cu mari probleme de când a fost aprobată legea privind obligativitatea prezentării certificatului verde. Oamenii care vin să-și achite taxele și impozitele nu pot intra în instituție dacă nu au dovada vaccinării sau a trecerii prin boală. Astfel, încasările la bugetul local au de suferit. Edilul spune că actualii guvernanți au dat legea pe genunchi și au mutat problemele de la guvern la UAT. Așa cum ați văzut, primăria Călăraș nu s-a plâns de finanțare, dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie de finanțare. Asta nu înseamnă că guvernul trebuie să ne dea banii pe care are să ne dea, pentru că este lege în care trebuia pentru cei care au probleme, în special pe DAAS, pentru persoanele cu dizabilități și asistenția acestora, deși trebuie să ne dea până la 90% din ceea ce primăria Călăraș cheltuie cu ei. Da, avem nevoie de bani, avem nevoie de resurse financiare la primăria Călăraș. Ba mai mult, au făcut în așa fel încât să dea pe situații de urgență o lege, o ordonanță, cum vor ei să o numească, numai ca să încurce lucrurile. Au mutat problemele lor de la guvern, le-au mutat la UAT-uri. Cum poți să ții un om la ușă când vine să-i dea un certificat de deces și să-l întreb că nu are, dacă e vaccinat sau nu e vaccinat? Când el trebuie să intre în instituție, trebuie să semneze, trebuie să facă o seamă de proceduri. Și atunci UAT-urile ce să facă? Îi lasă? Nu îi lasă? Cum să intre acolo? Și atunci tot timpul trebuie să pendulăm între legal și ilegal, dacă cu ce soluții găsim acolo, ca să putem să ajutăm oamenii ăștia. Nu mai spun ce se întâmplă cu cei care vin să-și plătească taxele și impozitele. Nu mai spun cu cei care au diverse probleme lor. Da, ei s-au spălat pe mâini, au spus, este ok, nu mai lăsa să intre pe cei nevaccinați. Păi și cum le rezolvăm problemele? Îi rog să revină la ceea ce au făcut, la această situație de urgență și să ia măsurile care se impun așa cum trebuie să respectăm cetățeanul. Ba mai mult, dacă mă gândesc la Horeca, au dat-o deja ordonanța și spun foarte clar, barurile, cafenele, discotecile se închid. Păi oameni buni, ce facem cu oamenii aia care lucrează acolo? De ce nu le-au dat voie cu 50%? Cu 50% sau să-i verifice pe cei vaccinați, pe cei nevaccinați? Păi oamenii aia vin și spun acum la UAT, vin la primărie și spun, dom'le, de ce să ne plătim taxele și impozitele? Că nu avem. Nu ne-au lăsat și nu mai ne lăsa să funcționăm. Este ușor așa să spele pe mâini și au rezolvat problema. N-au rezolvat nimic. N-au știut să gestioneze asta, nu știu să gestioneze problema în care ne aflăm toată țara, ba mai mult distrug toți oameni. Dacă nu-și dau seama, ne ducem într-un haos de nu mai ne descurcăm. Au împins toate UAT-urile într-o zonă în care e incontrolabilă. Toată ziua stăm în scandal pentru că cetățenii au dreptate, da, vin să-și rezolve problemele, iar noi trebuie să facem acele tertipuri ca să putem să ieșim cu bazma curată din toată minunea asta. Trebuie să înțeleagă și cetățenii că trebuie să ne vaccinăm cu toți ca să venim, să avem o zonă de normalitate. Dar trebuie să găsim și legislația corectă pe care o dau în situații de urgență ca să nu mai se întâmple ce s-a întâmplat. Domnule primar, referitor la Horeca, cei care sunt închiși, de ce trebuie să plătească o autorizație de funcționare pe tot anul, dacă ei sunt închiși? Sunt închiși trăituri. Păi așa este legislația. De ce nu vin cu măsuri de la guvern în care să-i protejeze, în care să răspună de la data de când e stare de urgență, domnul care este de la Horeca nu mai e scutit de taxe și impozite. Și atunci noi aplicăm. Dar nu, ei au venit și au spus, toată lumea închideți, nu ne interesează ce faceți cu salariații, nu ne interesează cum vă plătiți dările și îi duc pe toți în cap. Taxa nu este prin hotărâre de Consiliul Local? Păi nu, dar e pe lege. Orice facem, nu facem mai presus de lege noi. Da? Dacă ei ne dau pârghia legală, noi atunci putem să facem o hotărâre de Consiliul Local pe care să-i sprijinim, să-i amânăm, să-i lăsăm, să le anulăm, dar să ne dea pârghia legală. Că dacă noi facem ceva acum, o să vină Curtea de Conturi sau alte organe și o să zică, băi, dar stai așa, ce sunteți voi, mă? Haideți, dați-vă la o parte, că ia uite ce ați făcut aici, ați făcut jaf. Cum vă permite să faceți asta? Să dea calea legală, că de-aia sunt acolo. I-au lăsat pe toți să termin.
De la cei care nu-i lasă cu comorbidități să intre în spitale, până la ăștia care vor să muncească. Nu au dat niciun fel de soluție. În fiecare zi vin oameni care au probleme și trebuie să le găsim acele perticuri care să putem să le rezolvăm probleme. Pentru că ei au dat-o pe picior așa pe genunchi și să ai faceți așa. Domnule primar, dacă permiteți o întrebare legată de administrația publică rurală. Cum este pregătită primăria Călăraș ca să suporte creșterile de preț, să spunem, la energie electrică pentru iluna public sau pentru creșterea prețurilor la energie termică? Să spunem la școli, încălzirea școlilor? Așa cum știți și dumneavoastră, mai devreme spuneam că avem nevoie de finanțe. Da, așa cum știți, la prima rectificare mi s-au dat 300 de mii, 300 și ceva de mii, da, pe asistență socială speță pentru Căminul Antimi Bireamă, că noi îl finanțasem la momentul ăla, da, și am mai primit 1 milion de lei pe cote defalcate și a spus că pe formulă, la prima rectificare, au spus, datorită faptului că ne-am făcut treaba și am adunat banii de la populație, dar aveam un grad mare de colectare, nu mai ne dau bani de la guvern, că ne-am făcut treaba. Așa au considerat ca să ne mulțumească ei pe noi. Adică, v-ați luat banii de la populație, nu mai dăm. Dacă nu luați, vă dădeam noi. Și de la anul o să zicem și noi, că nu mai luăm, ca să ne dea unor guvern. Dar mai mult, așa cum ați văzut, prețurile au crescut. Este clar că dacă nu ne ajută în iarna asta, o să fie o problemă financiară. Deja am făcut niște calcule la ce, creștere au fost și sunt. Dar cred că în iarna asta avem o cheltuială suplimentară de cel puțin 1 milion de euro. Pe ce? Pe zona de administrativ, da, toate școlile, curent, energie, gaz și tot ce trebuie. Da, pentru că toate astea costă. Ați văzut că cel puțin s-au dublat. Dacă nu îi trecu și de dublu. Deci cam așa stăm în zona asta, da, avem nevoie de finanțare. Eu sper că mai au o rectificare în noiembrie și să trezească și ei să ne dea banii care cetățenii din Călăraș au nevoie de ei și de ce nu? Pentru că sunt drepturile lor. Mai ales pe zona asta de asistență socială în care trebuie să ne dea. Ce speranță aveți pe PNRR să obțineți din proiectele pe care... Păi nu, dar pe PNRR-ul noi suntem pregătiți. Noi suntem pregătiți, dar PNRR deocamdată vedeți că nu mai vorbește nimeni. Deja într-o zonă de umbră, întuneric total. Nu știu ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, câți bani va da, dacă... Că vor veni 3,7 miliarde acum. De ce? Noi așteptăm, noi suntem pregătiți, avem proiecte, în PNRR era povestea că se dă foarte mult pe verde. Suntem pregătiți ca să depunem proiectele pe verde, pe albastru și acolo, dacă iese... Albastru ce? Cu apa. Cu apa, da? Și atunci, în zona asta, suntem pregătiți pe PNRR. Mai mult de atât am depus acum pe PNI, că aveam depuse la CNI și am depus și pe PNI Angel Saligny, am depus proiecte în valoare de, cred că, 530 de miliarde, 53 de milioane. Da? În care am prins cartierul Măgureni, cartierul Mircea Vod, zona eroilor Sloboziei, avem un Z, eroilor Republicii și Sloboției, avem proiecte depun și pentru adiacente pe București, adică măcar să avem de unde să luăm bani și să ni dea. Că proiectele sunt făcute, suntem pregătiți să le facem, să luăm bani. Ați primit bani de la ANL, am văzut că se lucrează la... Da, am primit așa de mulți bani de la ANL, tot o să construim în zona asta, am primit 100.000 de lei de la ANL, dar din bugetul propriu o să pun, cred că până la sfârșitul anului, cred că ducem undeva la 1.200.000. De lei? De lei. Tată de lucrează. Dacă punem de la primărie 1.200.000, deci nu avem ce să facem. Ce să facem? Să oprim construcția, să degradeze? Am stat, am socotit și am luat decizie. Asta e. Investim încet, încet. Sper că eu mi-am îndeplinit condițiile cerute de ANL, în care au zis dacă mă miș repede și cheltui banii acea 100.000 pe care au dat-o, pentru că au avut această alocare, 100.000 a fost și în 2019-2020 și n-au cheltuit-o la momentul respectiv, 100.000 și am dat-o la sfârșitul 2020 înapoi. Anul acesta am cheltuit-o chiar ieri sau alaltă au intrat banii și sunt în grafici acolo, adică nu... Construim, dar numai să găsim și onor cei de acolo să ne bată. Ați găsit, domnule primar, soluții pentru Piața Mare, cetățenii de
Da, găsim soluții acolo. Așa cum v-am spus, firma respectivă este în insolvență. Lucrăm acum la restul de executat ca să vedem. Sunt două variante. Ori găsește cel care este în insolvență să predea la cineva lucrarea, să lucrăm în continuare. Dacă nu, ajungem în zona de licitație, pe restul de executat și asta vom face. Dar deocamdată este în contract mare în 7 noiembrie. Contract și atunci vedem la momentul respectiv. Firmele astea care intră în insolvență, ele nu intră în insolvență instant. Nu e ceva care se întâmplă peste noapte. Păi dar nu le verificăm noi. Cum pot participa la licitații dacă ele au probleme? Păi dar nu mă întrebați. Păi insolvența înseamnă scutirea cu o anumită perioadă de plata. Păi da, dar au intrat acum în insolvență. Nu au fost în insolvență. Nu, nu am funcționat. Păi n-am înțeles. Ca să intri în insolvență, azi e un întreg proces. Pleci de la niște datorii pe care nu le mai poți. Nu mă întreba pe mine, că nu știu când l-a luat. Deci e contractată. Viața a fost contractată de 2019. Nu știu ce a fost acolo. Nu este licitația făcută pe vremea dumneavoastră. V-am întrebat cum ajung firmele astea. Păi nu că nu au ajuns. Eu n-am nicio firmă în afară. Deci toate firmele care lucrează cu primăria este singura care a intrat în insolvență. Te duci și la primărie să faci un ce cere certificat. Corect, corect. La asta nu dau certificat. Ba da, ba da, la momentul respectiv. La momentul respectiv. Dar anul acesta a fost un an greu, așa cum v-am mai spus, pentru că au crescut prețurile la materiale de construcții și s-a blocat cam tot. Și atunci fiecare cum și-a făcut socoteala. De exemplu, la piață și la Bărat, noi am asigurat liniile financiare ca să creăm acest cash flow continuu ca să poată să lucreze. Dar dacă ei nu și-au făcut treaba... Când se... Așa că luam o decalare datorită la prețuri, dar eu zic că până la 1 februarie termin. Deja suntem avansați acolo. Pe terenul din spate ce intenționați să faceți? Care teren din spate? Păi am spus suprafață, am văzut... Păi nu, domnule, totul se face pietonal, totul se... Parcare. Tot parcare cu tot ce trebuie acolo. O să fie o zonă frumos. Da, mai mult de atât. Poftim? Gardul se dărâma? Păi s-a dărâmat un bani, dărâmăm treptat, sigur. Adică va fi o zonă... Liberă, liberă. Singura chestie e că rămâne cel care are proprietate acolo. Asta e. Asta e și omul vrea să facă și el ceva frumos în tot cu ce o să facem mai acolo, așa am înțeles. Da, mai mult de atât, ce să vă spun. Așa cum ați văzut anul acesta, am fost în grafic. De la anul ne gândim la Mircea Budă și la Măgurenie. Începem și deja am dat drumul să facem devize pentru varianta nord, că vrem să o lățim până la, împreună cum facem în parteneriatul cu Consiliul Județean, să lățim și să facem toată varianta de la Slobozii până la Tenarii, să facem pe 4 beți, care permite. Mergem așa, săptămâna viitoare terminăm și intrarea în oraș. O să fie până la 30 noiembrie, o să dau drumul și la iluminat, la intrarea în oraș. Mai mult am început și documentele ca să cercăm o diligență cu Ministerul Transportului și cu CNAIR-ul, să vedem dacă ne dau voie să începem să facem și un sinigerator provizoriu, zicem noi așa, să punem balizele, să vedem ce se întâmplă acolo și cât de funcțional va fi. Avem multe proiecte, așa cum știți, o să începem pietonalul în centru, o să începem strada București de la anul, zona regenerară vest și Navrom, adică avem foarte mult de lucru. Așa cum ați văzut, Plevna am terminat-o, dacă ține timpul bun, ne apucăm și de Rahova, Rahova începem cu porturarea și ce mai acolo. Sunt multe lucruri de făcut, avem proiecte frumoase și eu să modernizăm pe oraș. Împreună cu Consiliul Județean și municipiul, și primăria municipiului, o să avem proiecte frumoase. Promenada la fel, așa cum știți, portul turistic deja se lucrează. Deci grija noastră e că până în 2023 trebuie să le facem. Atunci, dacă nu le facem, este o problemă. Dar sper să se așeze prețurile la materiale ca să nu mai fim bulversați și să mai ne decaleze cu negocierile astea care trebuie să le faci cu firmele ca să poți să finanțezi mai departe. Mulțumesc.